Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă rețetă! Azi pregătim un platou delicios de paste cu broccoli. Veți vedea că este o rețetă foarte ușoară, delicioasă și mai ales sănătoasă. Rămâneți cu mine până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru început avem nevoie de 120 de grame de paste în formă de fundițe, dar puteți să folosiți orice alt tip de paste. Avem nevoie și de un broccoli de aproximativ 400 de grame, pe care îl vom tăia în buchețele mai mici. Încercăm să tăiem buchețelele de broccoli aproximativ de aceeași mărime toate. Buchețelele care sunt mai mari se pot tăia și pe jumătate. Așa se vor fierbe toate în același timp. Iar cotorul nu-l aruncați pentru că este extraordinar de bun și conține aceiași nutrienți ca și buchețelele de broccoli. Puteți să-l păstrați la frigider dacă nu-l folosiți la această rețetă și puteți să-l utilizați la o supă sau o tocăniță, depinde acum de gustul fiecăruia. Spălăm bine broccoli sub jetul de apă de la robinet, după care îl vom pune într-o cratiță cu destulă apă și îl vom pune la fiert. Îl vom fierbe 3 minute din momentul în care apa a început să fiarbă. Și după cum puteți observa și în imagine, eu am pus broccoli la fiert și în cealaltă parte am pus și pastele la fiert într-o altă cratiță. Timpul de fierbere al pastelor trebuie respectat exact așa cum scrie pe ambalaj. Și după ce broccoli a fiert 3 minute, îl voi scoate într-un castron cu apă foarte rece. În acest fel va coborî temperatura și de asemenea își va păstra această culoare foarte verde. Dacă vom fierbe broccoli mai mult, el își va schimba culoarea, va deveni ușor galben și nu va mai avea acest aspect plăcut. Dacă nu aveți apă foarte rece, puteți adăuga câteva cubulețe de gheață în apă și ea se va răci imediat. Profit de acest moment pentru a vă invita să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. De asemenea, puteți să activați și clopoțelul pentru a primi o notificare de fiecare dată când voi publica un nou video. Și după ce s-au fiert și pastele, le voi scoate într-o strecurătoare și le voi spăla sub jetul de apă de la robinet. Puteți să-mi lăsați și un comentariu și să-mi spuneți dacă vă place broccoli și cum îl pregătiți voi de obicei. Acum vom pune un pic de ulei de măsline într-o cratiță, cam 2-3 linguri, îl lăsăm să se încingă bine. După care vom adăuga un grăunte de usturoi tăiat mărunt. Îl lăsăm la prăjit aproximativ jumătate de minut, cât să dea un gust și mai bun uleiului de măsline. După care putem să adăugăm și pastele care s-au scurs între timp. Amestecăm un pic pastele cu uleiul aromatizat, după care putem să adăugăm și buchețelele de broccoli care între timp s-au scurs și ele. Amestecăm încă puțin, după care putem să adăugăm și condimente după gust. Eu am ales să pun un pic de oregano, piper măcinat cam 2 lingurițe de sos de soia, acesta va da un gust extraordinar pastelor. După care adăugăm și jumătate de pahar de smântână pentru gătit, din aceea cu un procent de grăsime foarte scăzut. Amestecăm încă puțin pentru a încorpora și smântâna cu celelalte ingrediente. Iar la sfârșit adăugăm aproximativ 70 de grame de cașcaval răzuit. Acoperim cratița și o lăsăm la foc mediu, aproximativ 3-4 minute, pentru ca pastele cu broccoli să se gratineze. Iar după 3 minute, cașcavalul s-a topit foarte bine. Amestecăm un pic pastele cu broccoli pentru a-și lua foarte bine gustul de la smântână și de la cașcavalul topit. Și gata este mâncărica noastră, după cum ați văzut, foarte ușor de pregătit, foarte repede și într-un mod sănătos. Sper să vă placă și vouă ideea și să pregătiți acest platou de paste cu broccoli.
Vă asigur că este extraordinar de gustos. Dragii mei, până aici rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă este așa, nu uitați de like, share, subscribe. Mă puteți urmări de asemenea și în rețelele sociale, vă voi lăsa link-urile în descrierea acestui videoclip. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, aveți grijă de voi și numai bine!